Fecezalău rămâne fără victorie în jocurile din deplasare. Vineri, în etapa a 17-a din actualul sezon competițional, elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros au suferit a 7-a înfrângere din 9 partide disputate în deplasare, scor 0-2, pe terenul echipei Unirea Jucu. Plecată cu gânduri mari la Jucu, singura reprezentantă a județului Sălaj în ligile superioare, Fecezalău, s-a întors acasă cu mâinile goale și rămâne fără victorie în jocurile disputate în deplasare în actuala ediție de campionat. Evoluțiile modeste ale zălăuanilor au însă și circumstanțe atenuante, având în vedere faptul că echipa a stat pe un butoi cu pulbere și se punea chiar problema retragerii din campionat datorită lipsei de finanțare. Cum problema finanțării pare a se fi rezolvat, Fecezalău a început campionatul cu o victorie mare pe teren propriu în fața echipei CSM Avântul Reghin. Dar în ciuda succesului răsunător din respectiva partidă, echipa nu reușește să găsească drumul spre victorie și în partidele disputate pe terenurile altor echipe. Vineri după amiază, la Jucu, elevii lui Constantin Olariu au avut o misiune destul de grea în fața echipei locale, care are ca și obiectiv promovarea. Aflată la 5 puncte în spatele echipelor aflate pe primele două locuri, Luceafărul Oradea și FCM Avântul Reghin, gruparea clujană a început bine jocul și a reușit deschiderea scorului exact după o jumătate de oră de joc prin Daniel Brumă, care a stabilit de altfel și scorul pauzei. Startul reprizei secunde a aparținut echipei gazdă. La numai 5 minute de la reluarea jocului, Alexandru Pop a reușit să majoreze avantajul echipei gazdă și a punctat pentru 2-0, acesta fiind în cele din urmă și scorul final al partidei. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc, Sănătatea Cluj 0-1, Luceafărul Oradea, CS Oșorhei 2-0, Unirea Dej, Industria Galda 2-1, ASF Comuna Recea, Avântul Reghin 0-2, AFC Odorheiul Secuiesc, CSM Sighetul Marmației 0-3, Luceafărul Bălan, CS Iernut 0-3. Luceafărul Bălan s-a retras din competiție și pierde la masa verde meciurile din retur.